Am intrat în ultima săptămână din postul Paștelui Ortodox, o perioadă cu semnificații importante pentru credincioși, numită și Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare. Fiecare zi care urmează marchează evenimentele premergătoare învierii Domnului. Această săptămână încheie perioada de pregătire sufletească pentru întâmpinarea cu cuvință a celei mai mari sărbători creștine, învierea Mântuitorului. Despre toate acestea, Preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a vorbit la întâlnirea cu presa ce s-a desfășurat astăzi. Preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, s-a întâlnit cu presa, așa cum se întâmplă în fiecare an înaintea Paștelui. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, am parcurs perioada Marelui Post al Paștilor, străduindu-ne fiecare să sporim duhovnicește, să ne apropiem mai mult de El, să ne bucurăm și în acest an la marele praznic împărătesc al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Tradițiile acestei săptămâni sunt liniștea și reculegerea, postul, curățenia trupească și spirituală, iertarea între oameni. Această săptămână nu face altceva decât să rememoreze ultimele clipe ale vieții pământești ale Mântuitorului înainte de răstignire, care sunt frumos punctate în aceste slujbe deosebite pe care nu le întâlnim decât în această perioadă a anului bisericii, și anume deniile, care ne aduc aminte de pătimirile Mântuitorului, de ultima cină ce de taină, de pătimirile Mântuitorului, de prinderea Mântuitorului, judecarea Mântuitorului și răstignirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sâmbata Mare este ziua la capătul căreia are loc învierea, este ultima zi de post și se încheie și pregătirile pentru sărbătoarea Paștelui. Cuvântul Preasfințitului Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, adresat credincioșilor cu ocazia sărbătorilor pascale, va putea fi urmărit integral la RTS în zilele Paștelui.